Martin Misunderstood, a cărui traducere în limba română este Martin Neînțelesul, care în Statele Unite a apărut și ca audiobook în lectura actorului Wayne Knight, care în serialul Seinfeld l-a interpretat pe Newman. Cartea, așa cum am mai spus, este un microroman. Lectura este una foarte, foarte ușor de asimilat și o carte care se citește în maxim o zi. Chiar dacă pe alocuri romanele sunt încărcate de scene violente, pot reprezenta o opțiune, încă o dată, pentru cei care citesc acest gen de cărți. Din această carte putem afla cum, de exemplu, celebrul escroc de origine cehă, Victor Lustig, a vândut turnul Eiffel comerciant parizian de fiare vechi, cum, spre exemplu, l-a înșelat pe celebrul Al Capone și a și supraviețuit.